Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2011, rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 de ani a fost de 57,9%, la o distanță de 13,1 puncte procentuale față de ținta națională de 70% stabilită în contextul strategiei Europa 2020. Potrivit sursei citate, rata șomajului de 7,7% a fost în creștere față de anul precedent, de 7,3%. Anul trecut, populația activă a României era de aproape 10 milioane persoane, din care peste 9 milioane erau încadrate în câmpul muncii și 751.000 erau șomeri. Sursele declară că gradul de ocupare era mai mare cu 7% pentru bărbați față de femei, iar pentru persoanele rezidente în mediul rural, cu aproape 2% mai mare față de mediul urban. Se precizează că rata de ocupare a tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani a fost de 23,1%.